cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața la cafea! Știri din Neamț, Mesagerul de Neamț în direct. Pe emisiunea de ieri am primit multe mesaje, telefoane, din diverse zone ale vieții social-politice din județul Neamț. Așa că ne-am gândit ca astăzi să continuăm cu un subiect și să deschidem un șir de emisiuni în care să arătăm că e foarte important să știm ce, cum s-a furat sau s-au făcut și ce lucruri ilegale s-au făcut în județul acesta, ca să putem, în momentul de față, să prevenim să nu se mai întâmple asemenea lucruri sau să încercăm să le rezolvăm, cumva. Exemplul pe care vi-l dăm astăzi, n-am fi făcut-o, recunosc, dacă el nu ar putea să aibă niște implicații absolut aiurea asupra unor familii din Piatra Neamț, asupra autorității publice locale actuale, care, spun din start, nu are nici o vină în situația creată, dar care s-a trezit din nou cu un cartof fierbinte și ar trebui ca cei din compartimentul juridic să găsească o soluție. Ei trebuiau să o facă și până acum, dar n-au făcut-o. Deci, despre ce este vorba? Ați auzit cu toții de faptul că Primăria Piatra Neamț s-a hotărât de câtva timp să facă reforma societăților pe care le deține municipalitatea. Și pentru unii înseamnă reforma să se preia activitatea de la societăți de către primărie, în alte cazuri se preia, se dă înapoi, nu discutăm, se caută soluții. Ce vreau eu să vă aduc aici la cunoștință e că această activitate de preluare a unor activități de către primărie, de la societăți comerciale, în care primăria era acționar majoritar și teoretic tot ea se ocupa de lucrurile astea, poate duce uneori la situații incredibile. Și nu mă refer aici la parking. Facem emisiunea de azi pentru că astăzi este și conferință de presă la primărie și poate până la conferința de presă primim și noi niște răspunsuri la situația asta, răspunsuri care să fie pe lege, nu pe vorbe. Deci, în anul 2003, stimați oameni, la Piatra Neamț se construiau cu pompă și cu surle și tâmbițe, se inaugurau 5 blocuri de locuințe sociale. Blocuri de locuințe sociale cunoscute în folclor de blocurile mai vânchir. Erau vreo 100, nici mai știu, 40 sau 150 de apartamente. La inaugurare a venit însuși primul ministru al României, Adrian Năstase, care se apropia campania electorală și venea în sprijinul primarului de atunci, la invitația primarului de atunci, Ion Rotaru. Și Adrian Năstase era implicat în campanie. Deci, un obiectiv, 5 blocuri cu apartamente, rețineți, apartamente de locuințe sociale construite pe baza unui împrumut al statului român, garantat de statul român. Rotaru pierde alegerile, se schimbă conducerea primăriei și apare noua echipă la conducere în frunte cu Gheorghe Ștefan. Ei se trezesc cu aceste apartamente, cu aceste locuințe sociale,
deci locuințe sociale, și fără să stea foarte mult pe gânduri, cu ajutorul personalului din primărie, se gândesc ei că ar fi interesant să le vândă. Mai că, în România, există o lege, 114 din 1996, care interzice vânzarea locuințelor sociale și nu numai atât. Interzice schimbarea statutului acestora. Asta n-a contat foarte mult la primăria Piatra Neamț. Putem să-l dăm pe Iorie Ștefan deoparte de acolo. Deci, n-a contat foarte mult la primăria Piatra Neamț pentru că dacă se cerea ceva, se executa. Nu mai contau amănuntele cum ar fi legea. Și în 7 octombrie 2004 are loc o ședință de Consiliu Local în care se adoptă o hotărâre. Președinte de ședință, deci apar personaje foarte cunoscute, implicate în tot felul de lucruri, bune sau rele la nivelul județului. Președinte de ședință era domnul Neculai Ivanov, consilier local atunci, după aceea om de afaceri, după aceea director la societatea care se ocupa cu apa, așa, după care lider, team leader de proiect, la proiectul care s-a ocupat cu extinderea rețelei de apă în județ și actualmente încă consilier județean din partea PNL în această legislatură. Și-a pierdut sprijinul politic din partea PNL-ului. Nu știm încă cum se va încheia această treabă. Deci, se votează o hotărâre de Consiliul Local. Raportul de specialitate era semnat de doamna Veronica Vasiliu, actualmente șefă de serviciu în Consiliu Județean. Deci a plecat de acolo la județ. Și viza de legalitate era dată de Vasile Vișan și el la Consiliul Județean în calitate de consilier al președintelui Ionel Arsene. Aici se spune așa, domnule, putem să facem chestia asta, să mutăm aceste apartamente din domeniul public al municipalității în domeniul privat. Și se face trimitere la lege. Numai că în momentul în care citești unde se face trimiterea, vezi că nu se vorbește nimic despre modificarea statutului juridic al acestor locuințe și nici despre schimbarea destinației acestora. Fără aceste lucruri, nu puteai să faci nimic. Și s-a făcut primul pas și o să vedeți prima ilegalitate gravă, prima încălcare a legii cu avizul funcționarilor din primărie la propunerea celui care a înaintat proiectul respectiv. Al doilea pas a venit acum firesc. Dacă ai scos locuințele sociale din domeniul public, le-ai trecut în domeniul privat și le-ai schimbat destinația, s-au gândit băieții aceștia să le și vândă. Și au făcut o ședință. Președintă de ședință era doamna Tudor Ancea, un om care a fost în diverse funcții importante, să amintim doar faptul că a fost director la Publiserv și în N consilii de administrație din partea Consiliului Local. Și se aprobă prețul de vânzare al apartamentelor, 108 apartamente, uite, deci nu, atâta s-au vândut. Deci se aprobă printr-un HCL 46 din 2005, prețul de vânzare al apartamentelor între 24.500 de euro și 37.000 de euro pentru locuințe cu două camere și 28.300 de euro pentru unul cu trei camere. De ce? Nu știu, probabil că depinde de modul în care erau dotate respectivele apartamente.
Și se vând 108 apartamente. Și se vând până în 2018. În continuu. Nimeni nu și-a pus problema cum niște locuințe sociale, care trebuiau să satisfacă nevoile sociale ale unor oameni care nu își permiteau să-și construiască sau să trăiască cu chirie în apartamente ale unor particulari. Nimeni nu și-a pus problema asta. În 2018, Mesagerul de Neamț scria despre această chestie și primeam niște răspunsuri absolut bulversante sau, cum spunea domnul Dan Diaconescu, senzaționale. Da, nu era nimic senzațional, pentru că în Piatra Neamț devenise lege încălcarea legii. Și încălcarea legii nesancționată de nimeni. De ce? Pentru că nimeni nu-și permitea să facă, să discute, să vorbească, să facă ceva. Am primit un răspuns de la Ministerul de Resort cu privire la aceste apartamente. Și cu riscul de a vă reține mai mult decât e normal, vreau să vă citesc. Potrivit prevederilor art din legea 114, în vigoare la data realizării locuințelor sociale, așa, locuințele sociale aparțin domeniului public al unităților administrativ teritoriale. De asemenea, potrivit articolului 47, nu pot fi vândute. Punct. Prin instituirea interdicției legale de vânzare a locuințelor sociale, așa, și implicit interdicția schimbării regimului juridic și schimbării destinației acestora, locuințele sociale intrând în fondul de locuințe sociale gestionate de autoritatea administrației publice locale pe teritoriul care au fost construit. Așa cum am menționat la punctul 1 din prezent, locuințele sociale, indiferent de sursele de finanțare a acestora, mă scuzați un pic, am sărit fără să-mi dau seama, așa, nu pot fi vândute, spunea răspunsul respectiv. Bun. Mergem mai departe. Am cerut atunci primăriei, pe baza acestui răspuns de la minister, să ne spună și ei despre ce este vorba, dacă e legal sau nu că s-au vândut. Răspunsul primăriei, așa cum le primeam la vremea aceea, respectivele locuințe au fost edificate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului, așa, fiind predate municipiului Piatra Neamț prin procesul verbal de predare-primire, numărul. Având în vedere dispozițiile articolului 1 din legea 114, potrivit căreia prezenta lege reglementează aspectele sociale, economice, tehnice, juridice și ale construcției și folosirei locuințelor, reiese că respectivele apartamente intră sub incidența regimului juridic reglementat de legea 114. Adică ce spunea ministerul? Că nu se pot vinde. Primăria recunoaște faptul că nu se puteau vinde, recunoaște că cele două hotărâri de Consiliul Local erau ilegale. Din câte știm noi, a fost și o cercetare în sensul acesta, o cercetare la care răspunsul a venit cam așa. Fapta există, dar este prescrisă. Care faptă este prescrisă? Fapta de a face niște hotărâri de Consiliul Local ilegale. De aici încolo era treaba celor din primărie, când li s-a spus că hotărârile erau ilegale, să revină la legalitate. Cum e? Asta este o problemă. După ce am scris acest material, în 2018, nu s-a mai vândut nicio locuință. Lucru care, recunoaștem, nu este corect față de cei care puteau să le cumpere și nu le-au cumpărat, că n-au avut bani cum au avut cei dinainte.
Nu sunt vinovați cei care au cumpărat, cel puțin, din ce reiese până acum. Vinovați sunt cei, toți cei care au promovat hotărârile, le-au votat, le-au avizat pentru legalitate, au făcut referat de specialitate pentru asta, încălcând cu nonșalanță legea. Ce a făcut primăria după ce i-am atenționat? Spune, la nivelul instituției noastre se va proceda la analizarea modului în care în perioada 2003-2005 a fost aprobată înstrăinarea respectivelor locuințe, urmând ca o decizie în acest sens să fie luată de conducerea instituției. Și atât. De ce numai 2003 și numai 2005? De ce să nu analizeze vânzările făcute în 2017, dacă au fost 2016, 2018? O să spuneți că, domne, s-a făcut un bine unor oameni. Corect, așa este. Niște oameni au obținut o locuință. Mulți, poate, prima lor locuință. Dar, pe de altă parte, 140 de oameni care poate meritau și aveau un dosar pentru locuințe sociale, n-au primit. 140 de familii care poate puteau locui acolo, n-au primit locuințe sociale. Bine, evident că ne-am dus și am întrebat și Prefectura de Neamț, care la vremea când s-au dat hotărârile, trebuia să le avizeze pentru legalitate, să vadă dacă sunt legale. Dar cum să avizezi pentru legalitate ceva de care beneficiază inclusiv proprii tăi angajați? E o problemă, nu? La vremea respectivă, prefect era doamna Soroceanu și șef serviciu era doamna Paula Mândița. Cred că și acum este. Ce ne spunea într-o adresă doamna Soroceanu? Referitor la adresa dumneavoastră prin care solicitați verificarea unor aspecte legate de vânzarea unor imobile situate în municipiul Piatra Neamț, așa vă aducem la cunoștință că ne-am adresat primăriei cu rugămintea de a ne comunica o serie de documente care au stat la baza adoptării actelor administrative la care faceți referire în cadrul corespondenței dumneavoastră. Având în vedere că pentru studierea acestora este necesară o perioadă îndelungată de timp, precizăm că rezultatul verificărilor întreprinse vă va fi adus la cunoștință la adresele de e-mail menționate de dumneavoastră. Mailurile noastre sunt încă în funcțiune. Răspunsul este, știți cum, ca o mână întinsă pe care vine unul și o lovește la mijloc. Exact în mijlocul ei. Cam așa au fost răspunse, dar probabil că acum, dacă a venit domnul Adrian Niță la prefectură, va prelua subiectul și ne va transmite un răspuns. Va vedea dacă a fost o anchetă, dacă nu, și mai ales va vedea dacă cele două hotărâri de Consiliul Local sunt în vigoare. Dacă sunt în vigoare, cei care locuiesc încă în aceste locuințe sociale, nu văd de ce nu le-ar putea cumpăra. Dacă sunt în vigoare. Dacă nu sunt în vigoare, apare o problemă. În aceste zile, sau mă rog, în această perioadă, primăria Piatra Neamț se pregătește să preia, sau a preluat, poate, o să vedem imediat că avem și un mesaj, am rugat purtătorul de cuvânt de la primărie să ne transmită care este un punct de vedere. Deci, primăria a preluat sau va prelua aceste locuințe sociale rămase nevândute, aceste locuințe rămase nevândute. Întrebarea este care este statutul acestor locuințe? Sunt ele locuințe sociale? Sau sunt locuințe de serviciu? Potrivit legii la care făceam referire, sunt locuințe sociale și nu poate fi schimbată destinația lor, nu pot fi vândute, nu pot fi repartizate ca locuințe de serviciu. Dacă este așa, ce va face primăria cu cei care locuiesc acolo și au repartiție ca locuințe de serviciu? Ce face?
îi scoate afară? Răspunsul primăriei este acesta. Locuințele respective sunt preluate ca locuințe de serviciu. Acesta fiind statutul lor din momentul în care au fost predate către locativ SER. După preluarea în administrarea directă a acestor locuințe, vor fi analizate celelalte aspecte legate de legalitate. Exact ce ne-a răspuns domnul Chitic în 2018. Savanți vor veni, vor analiza și soluții complicate lucrurilor vor da. Ca să cităm un cântec de pe vremuri în care Margareta Păslaru vorbea despre dragoste, nu despre locuințe sociale. Da, dacă sunt locuințe de serviciu și nu sunt locuințe sociale, înseamnă că cineva va trebui să răspundă pentru modul în care a fost schimbat lucrul ăsta. Pentru că acum le preia primăria. Cineva trebuie să vină, să dea cu plywise-ul, cu stilou-ul, cu pix-ul, cu semnătura electronică în populație, în acte și să spună, astea sunt locuințe sociale. În ce bază? Că așa le-a preluat locativ servul? În baza a două hotărâri de Consiliul Local ilegale, recunoscute inclusiv de instituția care gestionează aplicarea acestor hotărâri, adică municipiul Piatra Neamț, prin secretarul de atunci, sunt întrebări la care răspunsul este foarte greu, pot crea probleme sociale la un număr de oameni. Repet, dacă hotărârile sunt în vigoare, acești oameni pot da în judecată primăria ca să-și cumpere apartamentele. Dacă nu sunt în vigoare, avem o problemă. 3 milioane de euro din vânzarea, rezultați din vânzarea apartamentelor, au intrat în conturile primăriei. La vremea aceea, nu acum, repet. Cei de acum, te rog, să-i conducerea actuală a primăriei nu are nicio vină. Problemele lor încep de acum încolo. I-am lăsat cu mască pentru ca să arătăm că ei chiar n-au nicio vină. Adică și să încerce să nu se infecteze de la ce vine din trecut, dar să cunoască ce vine din trecut. Și înainte de a face o mișcare, să vadă și legalitatea acestei mișcări. Să vadă dacă nu cumva lucrurile care vin din urmă și care nu plac. Știu, nu-i bine să ne uităm în urmă, noi ne uităm înainte, dar s-ar putea să vină o cărămidă din spate, ca în bancul acela sec cu tipul care aruncă o cărămidă în primul banc și îl lovește în al doilea, din tren, știți? Cam așa e și aici. Deci, oameni buni, dacă nu știți ce se întâmplă în, ce s-a întâmplat în primărie, nu veți putea face nimic. Ați pățit-o cu parkingul, aveți această cărămidă și mai sunt și altele. E păcat, pentru că legalitatea ar trebui să primeze. Repet, nu aveți nicio vină, dar ar trebui ca domnul secretar, interimar încă, să vă fi spus, oameni buni, avem această problemă când preluăm apartamentele. Și aici au o problemă, nu știu, a venit cineva, a făcut o anchetă, oare chiar primăria ne spune dacă a venit cineva și a făcut o anchetă pe tema asta? Au fost și ei chemați cineva să răspundă, să dea o lămurire? Deci avem o problemă. Haideți să vedem cum o rezolvăm. Că ea, rahatul a stat ascuns sub preș la locativ serb. Aia săracii, așa li s-a dat de la primărie, le-au gestionat, că n-aveau ei ce face. Asta e. Să nu credeți că este singurul caz de genul acesta. Mai sunt o mulțime. O mulțime de cazuri care provin toate cam din aceeași zonă a primăriei. Cam din aceeași zonă a primăriei. Toată lumea spune, oh, ce haos era la patrimoniu, ce fu... Da, domnul Fecic
a fost un profesionist al haosului la patrimoniu în primăria Piatra Neamț. Dar lucrurile cu adevărat rele au fost în zona cealaltă. Acolo unde s-a ocolit legea prin trimitere la articole inexistente în hotărâri de Consiliul Local, când s-au făcut contracte care nu prea se folosesc în zona autorităților publice locale, o să vedem și o să discutăm de ele într-o altă emisiune, pentru că ne-am hotărât să arătăm celor din primăria Piatra Neamț cum lucrurile din trecut îi afectează și nu pot face treabă în viitor. Din când în când, nu întotdeauna, să facem același lucru și la județ, să facem și în alte primării, după măsura posibilităților noastre. Ne oprim aici, nu vă mai plictisim, pentru că am vorbit destul, jumătate de oră aproape, e greu să vorbești de unul singur, să nu poți bea cafeaua de dimineață. La revedere, numai bine!